Băi, salut! Mă rup cu treaba asta cu... Deci, Doamne ferește câte am mai încercat. Ferească Dumnezeu. Am luat și din ăla de... care te ține tratament 10 zile și nu știu ce, anti-bloc, bloc transpir sau cum îi transpir bloc, cum îi spune. Bă, băiat, ăla e mare vrăjeală. Ce puțin pentru mine e mare vrăjeală. Bă, băiatul, bă, dar... Pur și simplu, ăla... A fost așa, l-ai luat, te-ai dat, nu-i bun. Cam asta e. Am transpirat de m-a luat toți dracii. Și cred că nici nu-i sănătos să nu transpiri. Cred că e ceva uman, cred că e ceva normal. Cred că e ceva super chimic și nu e în regulă să nu transpiri. Dacă felul meu e de a transpira, bă, transpir de mă ia toți dracii când merg la sală. Și fac antrenamente din alea, bă, te zândești un pic, e din grav. Mergi la sală, mai mergi ca la sală. Dar te mai codăiești, cum s-ar spune. Te mai duci pe la, cum îi spune, pe la aparatele, pe acolo, te mai bagi, te mai, când vezi că, aoleu, a început să iasă demonul din mine, a început să iasă demonul din mine și când te, și când te simți, te știi, te cunoști și când vezi, mamă, frate, ești nebun, a început dracii să iasă din mine, te mai codăiești, te mai duci, te mai ferești, te mai ascunzi, te mai bagi antrenamente, exerciții din alea care să ții ăsta izolat, știi? Izolat ca să nu iasă putoarea din tine. Dar băi, nu faci sau din alea, da? Nu faci la helicometru nimic, nici împins din ăla. Da? Tot să-i faci vânt. Dar ce te faci la antrenament de grup? Și ce la antrenament de grup? E ăla în care sunt multe femei. 20 de femei și 2 băieți, de obicei pe acolo, și un antrenor în față și... Și stai grămadă acolo. Stai grămadă, ca la stână. Stai grămadă și faci la fel. Antrenoarea stă în față și oile le fac după ea. Adică facem toți la fel acolo după antrenoare. Păi ce te faci acolo când iese danful din tine? Când iese demonul din tine? Ce te faci acolo când iese putoarea din tine? Pur și simplu au fost momente când după 10 minute am, băi, crede-mă, nu sunt un om normal la cap, că mă spăl, că sunt un om normal. Fac baie de 2 ori pe zi, numai așa să fac, o luasem razna. Sunt un om normal. Dar s-o ia toți dracii cu tricouri, am spălat, am făcut atâtea teste, Doamne ferește, m-am dat și cu din ăla și cu din ăla. Spice, cum îi spune mă ăla? Spice ăla roșu. Bomb Spice, nu știu cum îi spune. Nu-i bun. Da, nu-i bun, Rexona nu-i bun. Straight, nu, straight cât de cât, unele. Dar o grămadă, pur și simplu, transpir bloc de la cum îi spune. Bă, pur și simplu, am luat-o rază. Nivea cât de cât, cât de cât, până se adaptează. Da, bă, cu adevărat, unul cu adevărat, care în sfârșit a funcționat, bă, am fost la teste din astea supreme. Deci, mă dau cu el, uite și tu, doar l-am de mult. Dar ce m-a păcălit pe mine, fete de aici. Eu mă l-am de mult pe ăsta. Dar nu am dat cu el. Pentru că nu are scris pe el 72 de ore. E ăsta, da, la cost. Unde ai văzut chiar? Ah, dar n-am telefonul la mine, să mă văd cu ăsta. E din ăla, roll-on, cum îi spune. Ha, dar ce bine miroase. Miroase fix la parfumul, care știți, se roagă la costul la verde, fix la miroase. Da? Uite-l. Ia. Ăsta-i tata. Deci, ideea care? De asta roll-on. Eu nu m-am dat cu el de frică, că nu miroase... Că nu scrie pe el 72-180 de ore. Acuși apar astea care puți după 10 minute. Nu știu ce naiba au în ele, bă frate, poate că uite că aici scrie destul de clar. Nu are alcool, cică. Nu are alcool, dacă nu mă înșel. Made in Italy, poate că asta are ceva. Băi, nu miros, nu vine, am făcut niște teste supreme, supreme. De stick deodorant la cost esențial, că știți parfumul ăla? Este parfumul ăla lor, care îl știu... Deodorant stink pur om, nu știu ce, dar nu scrie nicăieri. Cât te ține, cât miro. Băi, frate, deci am făcut niște teste, ieri am fost de două ori. Săptămâna asta am fost de două ori la sală, am fost dimineața și am fost și seara. Dimineața grupe, antrenamente grupe, acolo te mai ferești dacă te împuți. Dar seara, când e la antrenament de la de grup, deci antrenament pe grupe musculare și seara antrenament de grup.
unde e mulți oameni. E mulți oameni să mor dacă nu. Adică sunt mulți oameni, că știu să vorbesc corect. Dar sunt mulți oameni, multe femei și puțini băieți. Și nu mă duc acolo că sunt femei aia. Mă duc să mă antrenez, că trec printr-o perioadă un pic mai aiurea și consum energia asta. Consum un pic energia asta. De fiecare dată asta funcționa cel mai bine. Am foarte multă energie negativă și mă duc la sală să-mi consum dracia de mine, să iasă din mine, să-i scot afară și dai de mâini. Și atât de mult dracia în mine, încât mă antrenez și super intern. Adică nu mă... Când e, cum a fost ieri, bă, ieri a fost greu tare, bă. Bă, ieri mi-a venit să vomit după un sfert de oră la cineva. La o antrenoare. Foarte greu. Și au fost antrenamente astea picioare foarte grele, în care, băi frate, și trag și tare ca să și consum energia negativă. Nu un pic dau de greu, nu mai pot. Trag până nu mai pot. Am transpirat, am avut mereu bătăile peste 130. Am transpirat din m-au luat toți dracii, transpirat cu gea așa, tot, da? Băi, n-am mirosit. Băi, nu venea să cred. Plus că fiecare seară, săptămâna asta, am fost la sală, dar de grup, grele. E grele, frate, ale. Mai ales la cycling, bă, bagi vreo 14 km de bicicletă. Și nu bagi din aia, te ridici, stai, din aia, faci exerciții, te duci, te apleci, stai. Deci nu e gata, mergi pe bicicletă și stai așa. Se ridică foarte mult, rezistența aia și tot așa. Și bă, băiatul, dar ăsta... Eu sper să nu se consume pe devreme, că nu mai e, că asta de pe vremea când aveam bani. Bă, da, bine, mai și miroase. Este ruj, este marfă multă. Este, sper să mă țină, Doamne ajută, că mai am eu unul, dar nu știu dacă e de bun. E ăla de la, cum îi spune, mă, Thierry Mugler, alien, tot la fel, ăsta de o stick, nu l-am aici, pe undeva pe aici. Nu le-am folosit, frate, îl am de mai mulți ani. Nu le-am folosit din cauza că nu... Uite și tu ce păcăleal, băi, ce pă... cu cât scrie mai mult pe ele. Știi mașinile alea care scriu pe ele? AMG, GTI, Sport, S Sport, nu știu ce. Cred că alea nu sunt. Că cine are cu adevărat AMG, el n-are nevoie să scrie. Este AMG. Eu, pentru mine e AMG. Îmi place mie să aibă cai pe el, știi? Îmi place mie treaba asta să fie o mașină. Cine știți cu mașinile, da? Îmi place mie genul ăsta de mașină. Cine are M4, nu scrie acolo M, motorizare, M nu știu ce. Vrea să fie cât mai clean. Vrea să fie un sleeper. Să nu știe nimeni. Da? Vrea doar să, pentru el. E pentru sufletul lui mașina aia. Așa și aici. Cu cât scrie mai mult, 180 de ore, te ține, poți să nu te mai speli 3 săptămâni, dă-te cu Rexona și nu mai e nimic, cred că cu atât să fugi de ăla, să mori dacă nu. Deci ăla cu 72 de ore, dracii să iei, că e doar o vrăjeală, bă, frate, bă, băiatule, bă, dar nu știu cum naiba de mai sunt pe piață băieții ăștia. Și ăsta pot spune că m-a salvat cu adevărat, frate. La modul cel mai serios. Deci nu-mi vine să cred că l-am avut în casă și eu mi-am luat atâtea spray-uri și le-am testat cu diferite tricouri, diferite materiale, diferite cum am pornit, cum am stat. Mă gândeam că am schimbat și regimul alimentar. Am vrut să văd, bă, poate, poate de la mâncare, poate put din cauza mâncării. Prea mult zahăr, prea mult gluten, prea mult bla bla bla, prea mult, aia să mănânc mai curat, aia să mănânc mai mult pe sălățuri, mai mult pe fructe, mai mult pe din astea, știi? Hai să nu mai ard cu chestii din astea, din comerț. Am schimbat regimul. Tot puțeam din mă luat toți dracii. Păi bă, băiatule, că ne-ai dat în sala aia, la grup, și ne-ai făcut de două ori încălzirea. Și ți-a ieșit danful, păi te-a luat, uite așa, te ia de la... Tu nici măcar nu te mai poți concentra la antrenamentul ăla, că te gândești, bă, oare iese putoarea atât tare din mine, oare mă simt și alții, oare deranjez? Nu că mă simt, deranjez lumea, frate. Deranjez pe alții, dar cu ce au greșit oamenii ăia să te simtă pe tine? Dar ei nu știu povestea. Ei nu știu că tu încerci, că nu vrei să puți, frate, că până la urmă ești tu un om care te duci acolo, nu te duci acolo ca să te faci de râs, în primul rând, da? Asta e mai e cum mai e, dar te deranjezi oamenii și să arunci că, mate, dar ieși mă afară, mă, nu mai veni mă pe aici, ieși mă, stai mă, ca să mă... Nu mai veni pe aici, mă, băiatule, că... Ești durere, bă, frate, ești un deranj, ești o problemă pe aici. Și uite și tu nu mai veni să cred.
ăsta care nu scrie nimic pe el, da? Nu scrie nimic, cum, cât ține, transpirații, nu știu ce, e extraordinar. Acum sper să mă țină mult că... Na, am înțeles că costă ceva bani, eu l-am mai de mult, nu mă știu la pe el. 80 de lei, 70, 80 de lei, dar merită. Am dat 1,5 milioane, e mai multe spray-uri, că am luat vreo 7-8. Am luat forță, ca să văd care e bun. Am luat forță și uite că prefer să iei două bune decât să știi că te chinui cu alea și uite-te și tu că nu mai poți ieși din casă, că dai de două ori din mâini și ți-ai făcut loc peste tot. Da? Bă, pentru mine ăsta, deci ăsta, da? La cost esențial, da? Ia. Pot spune că e cel mai bun pentru mine, frate, cu pH-ul, cu ho-ho-ho, ciun-ciun-ciun, ha, cu din astea, că numai din astea te ardă ăștia. pH-ul pielii, cu nu știu ce, cu îmbrăcămit, bă! Frate, până la urmă, că asta e scuza, depinde ce îmbrăcămit, de ce, nu, nio-nio-nio-nio, bă! Toată treaba e așa, puți sau nu puți? Puți! Spice, nu știu cum îi spune la put de mai toți dragi. Rexon la put. Dav! Ăla doar spray de camera ta mai folosesc. Ce mai e? Care n-am mai luat, frate, că toate apă și pământ. Straight-ul alb, varză, pentru mine. Doar este unul, atâta unul singur care funcționează. Nivea, depinde de care, depinde, este doar două care funcționează pentru mine, pentru mine. În rest, nu mai știu ce am mai luat. Doamne, Doamne, iartă-mă, Doamne, că... Niciunul nu a fost bun. M-am chinuit și m-am chinuit. A fost un stres mereu, mereu, mereu. Treaba asta la mine. În sfârșit, am rezolvat-o. Case closed. Băi, am vorbit destul. Hai, ne auzim. Multă baftă acolo. Pa!